Da, eu. Să rămână. Da, un moment, vă rog. Conița la telefon. Alo, da? Da, Elvira. Da, sunt aproape gata. Cum? Mai ai maximum 10 minute? Bine, perfect. Atunci vin peste o jumătate de ceas ca să nu stau o oră în mașină. Cum? Abia ai început să te fardezi? Ah, ai început de la 5. Perfect. Atunci avem șanse să ajungem la timp. Da, bine. Cine? Cristian? Ce cu el? A, nu, nu, nu. Nu, perfect. Foarte bine. Nu, atunci nu mai merg eu. Dar nu e nevoie să țipi că... Nu, orice explicație e deprisos. Bine, dar în casa ei invită de revion pe cine vrea, nu? Da. Da, n-are niciun rost. Te duci tu singură. Eu ce să fac? Citesc, mă culc. Nu găsești că cuvântul măgar e expresie puțin cam exagerată? Mă rog, ești liberă să faci ce vrei. Au revoir. Alo? Alo? Da. M-a făcut dobitoc și a închis. Cred că a fost o eroare din greșeală. Probabil. Nu, Mănule. Nu mai ies astă seara. Cum a spus? Am spus că nu mai ies astă seara în oraș. Și rămâneți acasă? Dacă nu ies, tu ce crezi? Ce mai e? Nimic, mă gândeam că de când sunt la dumneavoastră e pentru prima dată când facem revelion amândoi. Da. E pentru prima dată în viața mea că îl fac singur. E, dacă nu mai plecați, eu zic că ar fi bine să schimbați și pantalonii. Păcat de dungă să se consume singură prin casă. Da, dar mi-e lene să mă schimb. Ce rău îmi pare că m-am bărbierit. Da. Mâine aș fi avut obraz odihnit. E o mare satisfacție, măcar o zi pe an să stai nevărbirit, nu? Da. Spune-mi, avem ceva de mâncare? A, da, avem, avem, cum să nu. Avem șuncă, friptură de curcan rece, bine, brânză, bine, bine. Piptin. Destul. Da, doriți să mâncați acum sau așteptați revelion? N-aștept nimic. Pune-mi un tacăm aici pe masă. Da, asta. Am înțeles. Și ca băutură ce doriți să beți? Vin, bere? Un ceai fierbinte. Am înțeles. Auzi, Manole, da. Dacă mai sună telefonul... Am înțeles. Iau totul asupra mea. Da, da. Te rog să dai drumul la aparatul de radio. Am înțeles. Seara, ce poftești, dumneata? Îl caut pe domnul Alexandru Manea. În ce chestiune? Eu sunt de la magazinul Knape și am un pachet personal pentru dumnealui. Da, un moment, așteptat. A venit cineva de la magazinul Knape. Zice că are ceva pentru dumneavoastră.
Aduc persoana aici sau o poftez pe ușa afară? Să intre. Am înțeles. Poftește-te, Natalie, aici. Bună seara, domnișoare. Poftim. Nu pot că sunt cu Joșoni. A, nu face nimic. Nu știam că o să mă invitați aici în casă. Eu sunt de la magazinul Knape. Atunci mi se pare că ne cunoaștem. E, pe dumneavoastră cine nu vă cunoaște? Pe mine poate m-ați văzut așa prin magazin. Am adus colierul. L-am ascuns bine ca să nu-l pierd. Uitați, domnul Knape vă roagă să-l iertați, că vi l-a trimis așa de târziu, dar abia acum s-a închis magazinul și n-am putut să vin mai devreme. Vai de mine, dar de ce te-ai deranjat, dumneata? Pentru că altcineva nu are încredere și pe urmă stau și eu tot în cartierul ăsta. Da? Da. Unde? Așa, în direcția asta. Da, e destul de central. E splendid. Da, într-adevăr. Dar și atâția bani. Dumneata, nu crezi, domnișoară, că banii au mai puțină distinție decât pietrele prețioase? Ba da, pentru că banul este mai mult al bărbaților, iar pietrele prețioase mai mult ale femeilor. Păi ați spus chiar dumneavoastră, în ultimul dumneavoastră roman. O femeie cu geanta plină de bancnote este disgrațioasă, iar un bărbat cu un briliant pe deget este respingător. Cum, dumneata, ai citit ultimul meu roman? Ultimul? Le-am citit pe toate. Sunteți autorul meu favorit. Am și un autograf de la dumneavoastră. Un autograf? De la mine? Da, de la ziua cărții, când ați semnat pe ultimul dumneavoastră roman. Ah, da. E, și ce ți-am scris? O amintire banală pentru niște ochi neobișnuiți de frumoși. Și dumneata ai ochii chiar atât de frumoși? Aș. Ați scris și dumneavoastră așa, ca să vă aflați în treabă. Dar oricât, mie tot mi-a făcut plăcere. La câte fete nu veți fi scris dumneavoastră ca ochi frumoși, fără să observați măcar dacă au ochi? Uite, fac prin soare, că și acum, deși stăm de vorbă, tot n-ați observat ce fel de ochi am. Exact ca în autograf. Adică, neobișnuit de frumoși? Adică, neobișnuit de frumoși. Ce cald e aici la dumneavoastră. Dacă ți-e atât de cald, atunci de ce te apropii de sobă? Pentru că mie când mi-e cald rău, mă ia cu frig. Nu vrei să scoți haine? Nu, nu. Ca să nu răcești când ai să... Nu, vă mulțumesc, foarte mult. Și dacă nu mai aveți nimic de scris despre, de spus despre colier, vă rog să-mi semnați bon. Să-mi semnați bonul ăsta de primire. Uitați. Poftim. Acolo unde scrie semnătura primitorului. Da. Domnișoara cu ochi frumoși, unde petreci reveionul noaptea asta? Acasă. Ei, cum așa? O fată așa de drăguță ca dumneata trebuie să petreacă, să se amuze, să fie invitată. Între cunoștințele dumitale trebuie să fii delicioasă. Vă mulțumesc de compliment. Mai sunt însă și prin alte părți. Domnișoara cu ochi frumoși, mă cheamă Maria și la magazin mi se spune Mary. Domnișoara Mary. Și acasă? Ăla e un nume în particular și eu mă aflu aici la dumneavoastră în interes de serviciu. Bine, dar acum chestiunile de serviciu s-au terminat. Uite, poftim bonul. Da. Îți mulțumesc. Da. În cazul ăsta trebuie să plec. Domnișoara Mary, aș vrea să-ți mulțumesc că te-ai ostenit dumneata personal să-mi aduci colier. Din contră, eu trebuie să vă mulțumesc că datorită acestui colier am putut să vin aici și să stau de vorbă cu dumneavoastră. Plus că am câștigat și 1000 de lei. 1000 de lei? Da, am câștigat prinsoarea. Prinsoarea? Ce prinsoare? Am făcut o prinsoare cu fetele, cu colegile mele la magazin, pe 1000 de lei, că până la sfârșitul anului am să vă cunosc personal. Și astăzi este 31 decembrie. Așadar, faptul că mi-ai adus dumneata personal colierul nu e o simplă întâmplare. Da, de unde? Eu l-am rugat pe domnul Knape să mă trimită pe mine. Și cum în mine avea încredere, m-a trimis. Și dacă nu m-ai fi găsit acasă? Pierdeam 1000 de lei. Și ți-ar fi părut rău? De bani? Da.
Atunci de ce? Așa, în general. Îmi pare foarte bine, domnișoară, că m-ai găsit acasă. Pentru că am câștigat 1000 de lei? Nu. Atunci de ce? Așa, în general. Trebuie să plec. Da. Iartă-mă, ești grăbită? Nu, dar nu vreau să vă rețin. Văd că v-ați îmbrăcat să plecați în oraș la Reveillon. Da, într-adevăr. Aveam intenția să ies, dar datorită unui amănunt am renunțat. Dar important trebuie să mai fi fost amănuntul acesta. Crezi? Păi de vreme ce rămâneți acasă am impresia că vreți să vă răzbunați. Să mă răzbun? Pe cine? Pe amănunt? Nici de cum. Eu, ca și dumneata, aveam intenția să-mi petrec Reveillonul acasă. Sau mai bine zis, uite aici, la masa asta, la gura sorii. Ce spui? E foarte poetic. Noaptea anului nou, foc în sobă, afară ninge. Vă place când ninge? Enorm. Mai ales într-o noapte ca asta. Ninsoarea îi mărește farmecul, o poetizează. Probabil că o să vă inspirați și o să scriți? Da. Dacă aș fi în stare să scriu versuri, poate. Cum adică? Dumneavoastră n-ați scris niciodată versuri? Domnișoară, nu cumva dumneata ești un reporter deghizat într-o fată de magazin cu ajutorul domnului Knape? Păi adineori parcă spuneați că mă cunoașteți. Sau a fost și asta tot așa, ca ochii din autograf? Nu știu ce a fost cu autograful, nici cu ce spuneam adineori. Tot ceea ce știu este că prezența dumitale aici, într-o noapte ca asta, la ora atât de târzie, este un lucru extrem de... Nici nu știu cum să-i spun. Poate chiar un subiect? Da, poate chiar un subiect. În orice caz, un moment deosebit într-o existență uniformă. Am să te rog să-mi faci o favoare. Eu? Cu plăcere, numai să... Mi-ai spus că azi seară ești singură. Da. Am să te rog să-mi faci plăcerea să iei masa cu mine. Domnule Mana. Da. O să așteptăm anul care vine împreună și o să cioplim o cupă de șampanie în cinstea lui. Ce spui? Vă rog, domnule Mana, nu știu ce să vă răspund. Bine, dar în seara asta și dumneata și eu suntem fiecare singuri. Și credeți că o să fim mai mulți sau că o să fim amândoi? Să încercăm. Așteptăm anul care vine împreună și pe urmă te conduc până la poarta dumitare. Hai, hai, scoateți mănușile, folarul, bereta, șoșonii. Șoșonii nu. Bine, bine, șoșonii nu. Uite, ia loc pe fotoliul ăsta. Gândește-te că sunt o foarte veche cunoștință a dumitare. Un frate mai mare, o rudă, un prieten, un tată chiar. Tată, nu aveți fason de tată. Vă mulțumesc foarte mult, dar nu pot, mi-este imposibil. Adică vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Niciodată în viața... Să vă spun drept, eu am avut o presimțire că noaptea asta o să mi se întâmple ceva mare, așa de necrezut, o bucurie. Și mi-e cald. Atunci treci lângă sobă ca să te recorești. Așadar nu vrei. Pot. Păcat. Manole, Manole, strânge. Poftiți. Am spus să strângi masa. Dai. Păi, nu mai luați masa acasă? Nu. Atunci să vă pregătesc paltonul? Nu. Am înțeles. Dar de ce nu mai mâncați? Pentru că mă bucuram la gândul că o să mănânc cu dumneata. Acum o să-mi fie foarte urât singur. Domnișoară, aș vrea să mă ierți. N-aș vrea să ai nicio clipă impresia că invitația mea a însemnat altceva decât... Un capriciu de scriitor, știu. Poate. Întâmplarea care te-a adus aici, faptul că într-o noapte ca asta mă aflu pentru prima dată singur, farmecul dumitale, senzația asta de pace, aș zice, luminoasă, pe care mi-o dă prezența dumitale, mă rog, toate astea... Nu, te rog să mă ierți că am insistat... M-am gândit numai la mulțumirea mea. Nu m-am gândit nicio clipă dacă și dumitale îți face tot atâta plăcere să petreci noaptea de Reveillon cu mine. Băiete, băiete, pune 2 tacâmuri la masă. Cum ați spus? N-ai auzit ce a spus domnișoara? Pune 2 tacâmuri la masă. Am înțeles.
Mulțumesc, domnișoare. Ca sublocotenent l-am avut ordonanță. După război, când a rămas singur, a venit la mine. Se joacă de-a valetul în împrejurări festive. Are umor și mă iubește. Vai de mine, vă rog să mă iertați că am dat așa ordin. Dar nu era adevărat ce spuneați, că nu mi-ar place să fiu invitată la dumneavoastră de reveion. Și m-am enervat. Îți mulțumesc, domnișoară. Doruleț, așa îmi spune în particular. M-am botezat eu singură când am fost bolnavă de scarlatină și mă plictiseam singură în casă. Doruleț, e drăguț. Doruleț, îmi dai voie să te ajut? Da. Ce s-a întâmplat? Am uitat. Ce ai uitat? Șoșonii. Șoșonii? Iară șoșonii. Dar ce e cu șoșonii ăștia? Nu pot să-i scot, mi-este imposibil. Sunt strâmți. Da, știți? Și dacă îi scot, nu mai pot să-i pun la loc. Nu nimic. Atunci poți să rămâi cu ei. Da? Da. Iartă-mă o clipă. Eu? Mulțumesc, nu-i nevoie, domnișoare. Vreți să vă scot șoșoni? Nu, eu știți, în casă sau numai cu șoșoni, nu mi-i scot niciodată. Bine. Da, răspund eu, mamă. Iartă-mă, domnișoare. Alo, da? Da, Casa Manea. Da, chiar eu sunt la telefon. Bună seara, domnule Knape. Da, mulțumesc. La mulți ani. Colierul? Da, e foarte frumos. Cum? Cine? Domnișoara care mi l-a adus? Spuneți că am plecat imediat. Da, a plecat imediat. Da, mulțumesc. La revedere. Bună seara. Parcă spuneai că domnul Knape are încredere în dumneata. Văd că se interesează și încă insistem dacă ai adus colierul. L-am furat. Cum? Colierul, l-am furat. Nu înțeleg. L-am rugat pe domnul Knape să mă trimită pe mine și n-am vrut. Și probabil s-a părut suspect că insista atât, dar l-am furat. Dar să știți că am scris un bilet că l-am furat ca să-l aduc aici. Și probabil că a telefonat ca să se convingă că... Că l-ai adus. Și de asta. Cum adică și de asta? Să vă spun drept, pe mine mă tachinează fetele de la magazin cu dumneavoastră. Și m-a tachinat și domnul Knape, mai mult decât fetele. Și astăzi când eu am insistat atât ca să aduc eu colierul, a fost chiar obraznic. Aha, și ce ți-a spus? Ei, chestii. Și am răspuns și eu cu obraznicie. Și atunci el s-a înfuriat și n-a mai vrut să mă trimită pe mine. Și a spus că el este de meserie bijutier și nu... Aha. Și de asta a telefonat ca să vadă dacă am plecat. Am înțeles. Vai, 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 vai. Câte neplăceri pentru satisfacția de a cunoaște un scriitor și pentru ambiția de a câștiga o prinsoare. Nu am făcut nicio prinsoare. De cum? Parcă dumneata spuneai adineauri, nu? M-am bărbierit. Cum? Am mințit. De ce? Așa. Ia uite ce elegant e mână. Da. Să te ajut, Manule. Mulțumesc, într-o clipă sunt gata. Așa. Asta cine e? Unde? Aici. Cine este aici? Da. O cunoștință. O prietenă. Prietena dumitale? Da. Ce frumoasă e. Da, e o fotografie reușită. N-aveți o fotografie de când erați mic? Nu, dar de ce? Pentru că eu știu să ghicesc caracterul omului după mutra pe care are în fotografiile din copilărie. Și pe dumneata te interesează caracterul meu? Îmi pare foarte bine că ai rămas aici, domnișoară. Masa e servită. E 12 fără 5. Poftim. Unde stai? Calea Plămânii 250. Credeam că... Unde am fi? Dumneavoastră?
Eu, vis-a-vis. Da? Da. Poftim, ia loc în fotoliul ăsta. Aici. Te rog. Așa. Așa. Vă să zic că stai în calea plevnei 251. Dar parcă spuneai că locuiești în cartierul ăsta. Am mințit. Iarăși? Păi sigur. Stimați ascultători, peste câteva momente va sosi noul an 1930. La mine, fără două. Sunteți în urmă. Poate mergi dumneata înainte. În orice caz, suntem la distanță mică unul de altul. Păi... Mulțumesc. Mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani, Manole. La mulți ani. Nu, asta seara nu se spune noroc. Se spune așa: la mulți ani, noroc cu sănătate, spor și berechet. Bine, atunci să învăț și eu. Da. La mulți ani, noroc și sănătate. Așa. Sau noroc cu sănătate, spor și berechet. Așa. La mulți ani. La mulți ani. Ce rece e? Să spun drept? Eu dacă mă chertelesc, fac urât de tot, adorm imediat. E, atunci nu-ți mai dau să bei. Ba da, vreau să beau. Pentru că eu astă seară mă simt bine. Mă simt foarte bine. Sunt fericită de tot. Sunt așa de fericită. Că dumneavoastră nu te întristează noaptea lui, nu? Din contră. În noaptea asta trebuie să ne închipuim că odată cu anul care începe, o să se schimbe ceva în viața noastră. O să se schimbe mai bine. Pe mine m-a întristat întotdeauna. Așa îmi venea să alerg pe străzi și să colind la fiecare fereastră luminată. Era dor de mine când eram mică. Să spun drept, da, astăzi era prima dată când nu sunt tristă. Am început anul nou așa de frumos, așa de neașteptat. Panorama, dacă îmi vine să cred că sunt aici. Eu cu dumneatare. Deci în visurile mele cele mai secrete. Nu mi-am închipuit vreodată că am să trăiesc clipa asta. Va să zic că te-ai mai gândit la mine și altădată. Oh, oh, să fiți dumneatale sănătos de câte ori. Păi știți dumneatale, când v-am văzut-o prima dată în carne și oase? Da, la ziua cărții. Nu, la Festivalul Scriitorilor, la Ateneu. A ținut o conferință despre romanul românesc. Da, e, și cum ți s-a părut? Erați mai bine ca în fotografii. Nu, nu eu. Întrebam de conferință. Să spun drept, n-am auzit-o. Ascultam prea atent și n-am înțeles ce ați spus. E chestii. Câte admiratoare n-or fi tăiat poza dumneavoastră din reviste și jurnale așa ca mine. Bine, asta se întâmplă numai cu artiștii de cinema. Ei, nu mai faceți pe modestul, că știu eu. Păi nu mai bem? Ba da. Mai bem? Ăsta e ultimul? Ultimul. Probabil că s-a mai răcit și gheața. Da. Spor și berechet. Spor și berechet. Parcă am băut frig cu spumă. De ce nu mi-ai răspuns niciodată la scrisori? Nu înțeleg, poftim? Lasă, dumneatale, că ai auzit ce am spus. Măcar îmi dorm, că doar nu mureai. Cum? Mi-ai scris dumneata mie? 32 de scrisori. Aaa... Dumneata ești Doruleț. Da, eu sunt, în persoană. Ăsta este pseudonimul meu literar. Cine, dar dumneata ești o cutie cu surprize. Și dumneata un bufet cu bunătăți. A, dar nu mă așteptam că o fată atât de drăguță să scrie niște scrisori atât de frumoase.
L-am scris direct pe curat, fără cioarnă. Dar dacă aș fi bănuit, dacă aș fi știut, da, că sunt de la dumneata, ți-aș fi răspuns. Și ce mi-ai fi scris? Știu eu că sunt foarte mulțumit că-mi citești cărțile, că mă bucur că te gândești la mine, că ai talent literar. Sau poate că ți-aș fi scris că nu cred nimic din tot ce-mi spui în scrisorile dumneitare. Mm-hmm. Atunci e mai bine că nu mi-ați răspuns. Da, e mai bine. Ce târziu e! Ce repede trece timpul cu dumneatale. Și când te gândești că eu sunt aici de anul trecut. Vrei să aprinzi? Nu. Da. Da. Poftim. Ce proaste țigări. Păi, dar nu sunt ele de vină dacă se sting. Da, cine? Dumneata. Eu? Da, pentru că nu știi să fumezi. Se poate, pentru că eu de obicei nu fumez decât cu luleaua. Ah. Atunci se explică. Ce se explică? Că în loc să tragi, sufli și stingi sigara. Cum suflu? Uite așa. Aha. Să-ți aprind? Da. Așa. Vezi? Am tras un pic. Eu de aia nu vreau să suflu ca să nu trag în piept. Eu cred că ai face bine să nu mai fumezi deloc. Nu, eu fără tutun sunt desfințată. Și pe urmă eu în seara asta vreau să beau, vreau să fumez, vreau să mănânc, vreau să vorbesc tot timpul. Am înțeles. Eu cred că ți se închid ochii de somn. E, așa beau eu, cu ochii închiși, ca somnamburi. De ce spui atâtea minciuni, Doruleț? Fiindcă vreau să spun mai ușor adevărul. Așa, printre minciuni. Cum ai spus? Doruleț. Cu pseudonimul dumitale literar. Te super? Nu. Între literați merge. Ce fericită sunt. Și trebuie să plec. Cred că e mai târziu ca adineauri. Mă gândesc la mama. Sărăcuța de ea. La mama mă gândesc. Că tata nu prea se închisește. Da, dar cine e tatăl dumitare? Filozof. Filozof? Da. A fost poștar și de când l-a scos la pensie s-a făcut filozof. Da, și dumneata pe cine iubești mai mult? Din familia mea sau din lume? Din lume. Din lume mă interesează personal. Și din familia mea pe toți la fel. Și pe mama mai mult. O mai fi ningând afară? Da, ninge. Vai, ce frumos e. Ai spus ceva? Nu. Nimic. Poți să mă stui cu șoșonii că sunt curați? Da, ca la dumneata acasă. Pardon? Pardon că la mine acasă nu e graș. Nu stau cu șoșonii, eu stau cu papucii, cu papucii mei. Auzi? Auzi? O sani! Și mâine tot orașul o să fie alb și o să miroase a portocale. Mâine... Mâine tot o să mi se pară vis. Un vis dintr-o noapte de iarnă. Mâine... Să nu-ți fie frică, că n-am să ador. Mai stau bine așa să mă uit puțin la toate. La odaia asta, la masa de lucru, la trandafirii galbeni, la focul din sobă care cred că s-a stins. La dumneata, care fumez și tragi în piept. La fotoliul ăsta, la zăpada de afară. E foarte frumoasă, iubita dumneitale, să știi. Cum? Fotografia de pe birou. Pe nume necaz, goție acolo.
la mine cască, te uiți la ea când lucrezi. Trebuie să o iubești foarte mult, nu-i așa? Cum? Lasă că poți să spui ce vrei, că eu știu tot. Pe mine mă lasă absolut indiferent. Eu mai stau așa puțin ca să mă uit bine la toate și pe urmă am să plec. Câte am să scriu noaptea asta în jurnalul meu? Știi că eu am un jurnal? Eu scriu versuri, așa, diferite poezii. Și-mi place una mai mult. Una dedicată știu eu cui. Parcă-i scrisă de Eminescu. E așa. Să simt pe fruntea mea curată când somnul vine să mă ajung. O mână dragă adorată și mângâierea ei lungă. Se frică că acum plec. Mă duc. Calea Plevnei 251. Să-i scoat șoșoanii, nu? De-aia nu vroia să scoată șoșoanii. N-are nici pantofi în picioare. Hai să strângi mâine dimineață. Bine. Du-te și te culcă. Noapte bună. Noapte bună și la mulți ani. La mulți ani. Bonsoir. Ce zici de surpriza asta? Mă pregătesc să o savurez pe de-a întreg. Mai întâi, dragul meu, ai putea să-mi spui la mulți ani. Da, la mulți ani, Elvira. Nu mă săruți? Nu ești supărat pe mine? N-aș avea niciun motiv. Atunci îmbracă-te repede și hai. Unde? La Melodii, dragă, ne așteaptă toți acolo. Nu merg, Elvira. De ce? Nu sunt singur. Singur. Alex, ce e asta? Tu nu vezi? O beretă. Cine e femeia asta? O fată. O fată? Da, o fată. Și unde e? Dincolo, doarme. Nu?
Te rog foarte mult. O deștept din somn. Mă mir ce mă reține să nu te iau la palme. Ce caută femeia asta aici? A venit să-mi aducă ceva de la bijutier. Ce? O factură. S-o achit. Prin urmare, o vânzătoare de magazin. Da. O vânzătoare de magazin. Am invitat-o să petreacă Revion aici cu mine. Asta e tot. Formidabil. Alex, să nu-ți e rușine? Nu văd de ce. Cum, aici, în casa noastră? În casa mea. Vă să zică? Ai vrut să te răzbun pentru astă seară. Frumos, originală răzbunare și demnă de unul ca tine. A fost o simplă întâmplare. Fără detalii, te rog. Dar nu sunt detalii. În seara asta s-au petrecut lucruri serioase. Îmi închipui? Da, dar e mai mult decât poți tu să-ți închipui. Tu nu poți să te iei decât după aparențe. Restul mă simt obligat să ți-l semnalez eu. Te rog, dragul meu, nu te mai osteni, sunt de plin lămurită. Mi-am minter, cred că nici nu mai e cazul să mai stau. Și așa am întârziat prea mult în lumea ta și a rumanelor tale. Îmi dai voie să dau un telefon, da? Te rog. Alo? Melodie? Da, aici doamna Marian. Bună seara, Jean. Fii, te rog, bun și comunică-i domnului Bebe Cristian că rog să vină imediat cu o mașină să mă ia de la domnul Manea. Mulțumesc, drag. Puteam să te conduc eu. Cum o să-ți lași musafirii să doarmă singur? Da, vrei? Mersi. Te rog să mă suporți numai câteva minute până vine Cristian. Te-aș fi scutit și de acest lucru, dar nu pot să intru singură la ora asta într-un bar. Dacă vrei să te servesc un pahar de șampanie... Mulțumesc. Nu consum resturi niciodată. Elia. Ce caragios ești în situația asta. Aș vrea să spun ceva. Știi că îmi pare bine că s-a întâmplat așa. Situația asta de care vorbești tu îmi ușurează unele lucruri pe care vreau să ți le spun mai demult. Ah, devine interesant, aștept. Elvira, vreau să ne despărțim. Asta mi-o spui mereu de 3 ani de când suntem împreună. Pentru că am gândit-o în fiecare zi. Dacă vrei să mai îmi spui o necuvință, spune-mi-o cel puțin elegant. Știi că... de mai multă vreme am început să am impresia că te plictisesc. Da. Poate ăsta e cuvântul exact. M-am plictisit. Și nu numai de tine, de voi toți. Care voi? Voi. Voi ăștia în mijlocul cărora trăiești tu. Voi și relațiile de fiecare zi. Voi ondulațiile permanente ale vieții. Voi. Și în special voi femeile din lumea bună. Toate. Și în special tu și prietenele tale. Te rog să nu te legi de prietenele mele. Metraj și parfum. Începeți ziua la coafer și o terminați seara la dancing. Și încolo nimic, nimic, nimic. Nimic? Nimic, Elvira. Nimic din... cum să spun eu, din căldura unei prezențe pe care are atâta nevoie un om. În viața lui, în căminul lui. Uite, vezi? Fata care doarme dincolo. Te rog, știi? Comparații între mine și invitatele dumitale de pe stradă nu permit. Iartă-mă. Alo, da. Da. A. Un moment. E pentru tine. Mulțumesc. Da. Dar cum e acolo? Bine, cum se întoarce, spune-i, te rog, că l-aștept. Să vină la domnul Manea. Da, mersi. Alo! Dacă poți să te lipsești de plăcerea de a fi condusă de Cristian, mă ofer eu. Bine. Să mergem atunci.
Doarme. Doarme, Buștean. Să trăiești, nene Manole, și la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc, la fel. Elvira și Alexandru sunt acasă? Nu, au plecat. Au plecat cu Conița Elvira. Nici de 5 minute n-a plecat. Domnul Cristian, dar de unde o fi aflat Conița că persoana aici? Care persoană? Care l-a prins pe Conar. Ce? Păi ce? L-a prins Elvira pe Alex? Păi n-a știut, de-aia v-a telefonat să veniți să o luați. Și persoana a rămas aici. Da? Ei, da, i-a dat să bea șampanie. Nu e învățat. E. Și cine e? Nu e dintre alea de care știți dumneavoastră. E vânzătoare la magazin, la cnape. Atunci e foarte drăguță. Și tinerică. Nici să fumeze nu știe. Da, nici nu trebuie. Are niște sărăcii de cistici în picioare. Și acum ce face? Doarme. Doarme, Buștean. Acolo mai e șampanie? Este. Doriți un pahar? Da. Ai noroc și sănătate. Să trăiți, domnule Cristian, și toate cele dorite. Noapte bună, Manole. Eu rămân aici să aștept pe Alexandru până se întoarce. Mă rog, cum doriți? Doriți să vă fac o cafea ceva? Păi cine bea mă cafea de Reveillon? De Reveillon să bea șampanie. Hai, du-te, du-te, călcă, noapte bună. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Și să trăiți. Maria Panait, Lada Plehnei, 251, București. Asta la arhivă. De lei. Că odată e anul nou. E 3:10. Orice așa meu, ori pendula merge înainte. Mă mir. Pendula împotrivit azi dimineață după ceasul tău. Se vede treaba că a luat timpul înainte. Se vede. Nu mi-a dat rău deloc, Gheorghe. Nu, nu, nu mi-a dat rău, nici nouă, nici ei, uite. Nu mi-a dat rău deloc. E, atunci e bine. Uite, ia uite-ți. La drum de zi, cu dar și bucurie în casă. Nu ne dă rău deloc, Gheorghe, ne dă bine. E bine să fie. Să știi că pe mine cărțile nu m-au mințit niciodată. Or fi fost altă pereche. Unde știu eu? Mă și în cafea. Ce faci? Ce, bă, m-am rezervat destul pentru Reveillon. Măcar în seara asta, Gheorghe, să dăm un pahar cu copiii în familie, că e noaptea anului nou. E, familie, copii, uite. Mare nu vrea să știe de noi. Așa, mică, nu știm noi de ea. Să întârzie până la ceasul ăsta.
Dar să știi, Gheorghe, te rog eu ceva. Să nu-i zici nimic când s-o întoarce. Uite, se întâmplă și pentru prima oară să întârzi. Ma să nu-i se-mi fi întâmplat ceva rău. Pe cum să nu-i se întâmple dacă toată ziua scrie poezii pe petice de hârtie și umblă cu capul în nor, citește cărți romane luate de Milică de la prăvălie, că într-o zi o să-l prindă și pe ăsta, n-avea nicio grijă. Ei, cocule, Milică nu ia. Aduce. Și pe care și el dreptul la o carte, două pe gratis. Că destul vinde din ele. Nu știu de ce nu poți să-l suferi pe Milică. Pentru că o iubește pe Maria. Nu știu, dar eu n-am fată de iubit. Da, dar e fată de măritat. Și Milică vrea să o ia de revastă. De luat e lezne, de ținut e mai greu. Femeia se hrănește cu poezie când e fată. Când e nevastă, trebuie să-i dai proză. La toate le găsești coadă. Nu mai bea, mă, Gogule, te rog eu, nu mai bea. Știi ce? Mai bine du-te și te culcă. Păi treaz, păi cum vrei să dormi treaz? Mai bine du-te tu și te culcă, că ești mai debil. Tu crezi că eu pot să dorm până nu se întoarce fata? Nu te poate să fie până la ceasul ăsta. S-o fi dus ea cu fetele și cu băieții. Și n-a avut până ce să ne trimită vorbă. Lasă că dacă mai facem o fată, ne punem telefon. Ulu, fericită fire ai, Gogule, dacă ți arde de glume. Gluma și e singurul lucru serios pe lumea asta. Gluma și sărăcia. Sărăcia adevărat. Asta zic și eu, Viciu. Când îl ai, nu te mai scap de el toată viața. O viață întreagă am muncit și uite cu ce m-am ales. Gogule, tu nu mai văzut ochelarii? Eu mă mir de ce mai fi purtând tu ochelarii. Ca să-i cauți toată ziua cu ochii liberi. Și te-a din nou rumbai cu ei în mână. Păi cu ochelarii se umblă la ochi, nu în mână. Unde tu-i fi găsit eu, omule, pe tine așa de filozof? La nuntă, la Nențu Mihalache. Nu mai ții minte. Ia taci. Să nu fie fata. Mișcă-ți limba. Dar vine supărată și ne ceartă că am așteptat. Lași, mă. Rona, Mirica. Am fost peste tot, am pirat Paris. Am căutat peste tot. Și? Și. Nu e nicăieri. Alo? Da, nu. Nu. Coniță tot n-a venit. Poftiți? Da, persoana a plecat de mult. Cum o să vă mint eu pe dumneavoastră? Nu! Eu i-am adus taxiul cu mâna mea personală. Da. Să rup. Iar m-a făcut dobitoc. Cât e ceasul? Da. 8:10. Asta e a treia cafea pe care ați băut-o până acum. Da. Și o să-mi facă mie Conița Elvira când o mai veni pe aici. Conița Elvira poate n-o să mai vie pe aici. Deloc? Te bucuri? Băi, de păcate de mine, cum o să mă bucur? Nu. Bine, dar parcă am observat că nu-ți plăcea. Eu sunt foarte sincer și mie mi-a fi plăcut o Coniță așa mai altfel. Vedeți, eu unde nu am familie, sunt foarte familist de compunerea mea. Ia spune, Manule, de ce nu te-ai însurat niciodată? Ce nu m-am... am muncit întotdeauna pentru alții. Dumneavoastră tot ați făcut ceva pe lume, cărți, 32 de romani. Alo? Nu, nu, Coniță, sărmâna tot n-a venit. Vă jur pe onoarea mea? Da. Iar m-a făcut dobitoc. Și, serios, Chiar nu mai vine? Nu. De telefoane, numai așa, din cauza... tocmai mă miram, sunt aproape de 3 ani
Și dumneavoastră, după un an, de obicei schimbați. Mai doriți ceva? Nu. Ochi doiuleț? Da, da, mici. Bună dimineața. Bună dimineața. E? Cum ai dormit? Nu știu dacă am dormit sau nu mai am visat, dar știu că a fost cea mai frumoasă noapte din viața mea. Serios? Da, să spun drept, n-a fost o noapte. A fost o mie și una de nopți. Dormeai așa de frumos încât pur și simplu n-am vrut să te trezesc. Sunt așa de fericită. Da, da, acum ce spunem acasă? Adevărat că mai am și casă, ce să spunem? O minciună. Bine, o minciună, asta e clar, dar care? O să spunem pe aia că am dormit la o prietenă. Cum, ai o prietenă pe care poți să contezi? Da. Atunci? Pe ce să spunem? Spun că... Că m-a luat vardistul. Da, că m-a găsit pe stradă vardistul și m-a luat, că am dormit la poliție. La poliție? Da, dar ce să spun? A, am să spun că am fost la sora mamei și am dormit acolo. Da, unde locuiește sora mamei tale? La Oltenița. Spun că am plecat cu un tren și am venit cu altul. Oltenița e la doi pași. Da, pe hartă. Da, încă o dată te întreb, cine te crede? Hm? Pe mine mă crede întotdeauna, fiindcă eu nu mint niciodată acasă. Eu mint numai în oraș. Nu e bună minciuna cu Oltenița? Nu, e prea gogonată. Atunci să căutăm alta. Mai duci-te. Bine, dar ce-ar fi să spunem adevărul? Hm? Adevărul? Da. Ar fi singurul lucru pe care nu l-ar crede. Și dacă aș veni eu să-l confirm? Dumneata? Da. Ai fi în stare să faci dumneata asta? Cum să? Ca să te scap de neplăceri. Ca să mă scap de neplăceri? Da, mai ales că neplăcerea asta ești din cauza mea. Nu e adevărat. Nu e din cauza dumitare. Din cauza mea e. Eu am vrut să rămân. Alo? Nu, nu, Coniță. Tot n-a venit. Nu, n-a venit. Nu vă mint, să-mi sară ochii dacă... Să rămână. O să sară, că ai mințit. Nu-i nimic, o să-mi pună dânsul alții de sticlă. Tot nu mai văd bine cu ăștia. Dar de ce ești tot în frac? Eu? Cum? Mi-am uitat haina de casă în odaia în care dormeai și n-am vrut să te trezesc. Și ai stat toată noaptea așa în frac al chelnerii? Da. Uite, am dormit în fotoliul ăsta. Apropo, când am adormit eu azi noapte? Pe la două. Spuneai poezii. Oh, pe care ți-am spus-o? Una foarte frumoasă. Parcă era de Eminescu. Și pe urmă, cum am ajuns dincolo? Uite așa. Ai zburat pe sus până acolo. Să spun drept, eu nu m-am mai îmbătat așa din 1913. Cum? De când? Din 1913. Și câți ani aveai în 1913? 2 ani. Și ce ai băut de te-ai îmbătat? Nimic. Eram răcită și mama mi-a pus seara țuică în cap. Și toată noaptea m-am visat mireasă. Bine, să știi că se spune că nu e bine să te visezi mireasă. Da, de unde? E perfect. Doruleț, eu cred că nici acum nu te-ai sculat bine din somn. Hai pe cât, vreau 100 de lei. Hai, bani jos. Uite, întreabă-mă ce vrei și dacă nu am să știu să-ți răspund, ai câștigat. Bine, atunci spune-mi, ce spui acasă? Adevărat, ce spun acasă? Știi? Când mă gândesc că mă duc acasă, îmi vine să mă culc la loc. Ce-ar fi să mă duc eu cu dumneata? Dumneata? Da. Și ce să spui? Adevărul, ce s-a întâmplat? Nu se poate. Nu știi ce înseamnă asta. Ce înseamnă?
Ai băut vreodată gămălii de chibrituri topite în spirit? Gămălii de chibrituri topite în spirit? Nu, asta ce-i drept, nu. Ei, asta ar însemna. La noi în familie se bea foarte des, mai ales în împrejurări din astea. Știi, am pătit odată cu sora mea, când a lipsit o dată de acasă. A băut 2 cutii de gămălii de chibrituri. Cine? Sora dumitale? Mama! Ea bea pentru toată familia. Că la noi când e o nenorocire în casă, nu mai ai cu ce să-ți aprinzi o țigară. Bine, am să-i explic mamei dumitale tot ce s-a întâmplat și o să se liniștească. Degeaba. Ea nu o să înțeleagă așa ca mine și ca dumneata. Ea nu e literată ca noi. Bine, dar atunci ce facem? Păi lasă că o să găsesc eu ceva. Îmi vine mie o idee. Știi, mie ideile cele mai grozave îmi vin în tramvai. Probabil că din cauza electricității. 8:30! Da, 8:30. Vai de mine, aia de acasă, cred că... Acum cred că sunt moartă. Când o să vadă că ești întreagă, o să se liniștească. O să zic că sunt la dumneata de 10 ceasuri și tot nu m-am dus să plec. Da. Am impresia că ești aici de o veșnicie. Aș vrea să nu mai pleci. O să mi se pară așa de pustie casa. Nu-i nimic. Dacă mai vrei, mai vin și altă dată. Mai târziu. Ce faci dumneata ale pe la 5 după amiază? Te aștept la un ceai. Cu rom? Cu rom. Și cu pâine cu unt? Cu. Ai unt? Dacă n-ai nimic, eu șterpelez din dulap, că noi acum de sărbători am luat o litră. Doruleț, aș vrea să nu mai pleci. Uite, facem o convenție. Mai stau până la 9 și pe urmă plec. Mă duc acasă să mă bată și pe urmă la 5 vin înapoi. Dar să știi, găsesc că ziua ești cam rece cu mine. Poate nu mă mai place la lumină. Cum? Dimpotrivă. Ești delicioasă. Și mă place. Mult. Mult de tot. Să se facă așa cine minte. Să se facă. Fă-te atunci. Ce fericită sunt. Cred că e vis. Cred că nu m-am deșteptat. Aș vrea să-ți spun ceva și n-am curaj. Dar cum se poate o fată așa de curajoasă? Nu pot. Dar am să scriu. Am să scriu și ți-aduc o scrisoare după amiază la 5. Știi? E un secret pe care știu numai eu. Și acum, după noapte de azi noapte, nu mai pot să-l țin. Da. Ești foarte simpatic. E bine. Sunt atât de impresionat, de surprins de indiscreția dumneavoastră, încât mă simt dator să-ți fac și eu una. Știa. Vezi? Da, e bine să știe femeile secretele pentru ele. Dar dacă ți-aș spune că te iubesc? Poftim? Adevărat? Ești sigură? Mă iubești? Nu știi? Poate, dar nu vine să cred. Nu-ți vine să crezi? Dar ce dovadă vrei mai mare decât faptul că am venit așa cum am venit și că am rămas aici la dumneata? Da. Toate astea pot constitui o dovadă de încredere, de simpatie, de dragoste însă... De dragoste nu? Sigur că nu. Cum, dar ce amestec poate avea dragostea în faptul că o femeie... O fată. Mă rog, o fată, o femeie, e același lucru. Ce cu tine? Nimic. Ascultam ce spui. Dar nu spun numai eu. Nu e numai o părere a mea. E un lucru prea elementar ca să mai poată fi pus în discuție. Sunt 1001 de motive, în afară de dragoste, care pot decide o femeie, o fată, mă rog, să rămână în casa unui bărbat, să petreacă cu el. Ce motive? Cum ce motive? Știu eu. Ambiția, întâmplarea, curiozitatea, capriciul, gelozia, răzbunarea, interesul.
Da, interesul. Mai ales interesul. Crezi, dumneata? Cu toată convingerea. Ce-i cu tine? De ce nu-mi răspunzi? Dorulez, s-a întâmplat ceva? Ce-i cu tine? Ia spune, de ce ai mâinile reci? Ai văzut? Ai văzut ce se întâmplă cu cei care beau cu ochii închiși ca somnambulii? Stai, mă duc să-ți aduc un pahar cu apă. Hai, liniștește. O clipă. Ce s-a întâmplat? De ce te-ai îmbrăcat? Trebuie să plec. Cum așa? Nu mai am nevoie. Mi-a trecut. Trebuie să plec. Afară la aer o să-mi fie bine. O să-mi revin. Cum să pleci? Așa dintr-o dată? Bine, dar nu-ți dau voie să pleci. Numai cu condiția să te conduc eu. Nu, te rog. Lasă-mă să plec așa, singură, cum am venit. Bine, dar e absurd. E o idee a mea. Bine, dar aici n-ai voie să ai. Nu ești între noi. Atunci, e un gust al meu. N-ai voie să spun și așa? Nu, te rog. Eu ți-am scos. Eu ți-i prun. Și ăsta, da? Așa. Ce cu tine? Doruleță, de ce plângi? Așa plâng eu de anul nou. Ei, parcă spuneai că ești fericită. Sunt fericită. Crezi că de fericire nu plânge nimeni? Aș vrea să-mi faci o favoare. Să te sărut. Așa. La lumină. În plină zi. Cu ochii deschiși. Poftă-mă. Ești foarte. Manole! Da? Manole, aș vrea să nu mă deranjeze nimeni. Bine. Știi cine e nimeni? Bineînțeles. V-au căzut niște bani, 2000 de lei. Eu n-am avut bani la mine. Nici eu. Curios. Ah, poate eu fi pierdut domnișoara. Ori domnul Cristian. Cristian? Da, domnul Cristian. Când era să-i piardă Cristian? Azi noapte, când a fost aici. Nu înțeleg. Cum, Cristian? A fost noapte aici? Da, a venit să o ia pe Conița Elvira și dumneavoastră tocmai plecaseră cu dumneavoastră. Și a spus că vă așteaptă aici, că i-am spus că veniți imediat.
Și când a plecat? Nu știu, că eu m-am dus să mă culc. Ascultă-mă, Manole. Da. Domnul Cristian, a știut că domnișoara e aici? Ce știu și eu, eu fi văzut lucrurile pe aici. Vă să zic că Cristian a știut că domnișoara e aici. Eu cred că și-o fi dat seama că nu s-a arătat fi prost. Ce s-a întâmplat în lipsa mea aici? Spune, Manole, n-auzi? Păi, când eu m-am dus să mă culc și dumnealui a rămas aici să vă aștepte, mi s-a părut mie că văd lumină în salon și am venit să văd ce-i. Când am venit, nu mai era decât paltonul și jobenul, că dumnealui domnul Cristian era... De ce l-ai lăsat pe Cristian, Simon? Spune, de ce i-ai spus că domnișoara e aici în dormitor? Pentru 2000 de lei, Manole... Vai de păcatele mele, dar cum puteți să credeți una ca asta? Nu mi-a dat nimica, vă jur! Știi ce ai făcut? Nenorocitule! Știi ce ai făcut? Iată, fată. Iată. Alo. Alo, Casa Cristian? Nu e acasă. Mulțumesc. Alo, Elvira? Elvira, trebuie să te văd câteva clipe. Da, pot să viu câteva minute la tine? Da, vin imediat. Dacă e Cristian acolo, reține-l. Da. Leu, din partea mea. Eu văd că te faci că n-auzi. Și ți-am dat 100 de lei să ai pentru colindători. Bine. Am să dau din capital. A, din capital. Am muncit o viață întreagă și tot săracul am rămas. Bari în copiii să bucure. Ai fost la magazin? Da, mi-a fost. Salut, Nego. Să trăiești, Nic. Și ce? Și am vorbit cu paznicul. Și? Da. Și mi-a spus că a plecat aseară pe la 10. Singură? Singură? I-a vorbit chiar cu el, că i-a dat un polbac și pentru sărbători, nu? Unde poate să fie, mă? Nu știu, da, să știu că eu o caut peste tot. Prin tot Bucureștiul, trebuie să o găsesc. A, las, că vine ea. Când i-o face doar de noi... Ce vorbește așa, Gogule? Ce vorbă e asta, Nea Gogule? E vorbă de om cu scaun la cap, drăguță. Eu mă duc să vă fac o cafea. Adică, Nea Gogule, dumneata crezi că... Eu nu cred nimic. Eu cred că fiecare om are un singur lucru al lui, viața. Prin urmare, să-și facă fiecare ce vrea cu ea. Cu o condiție, să fie om. Și mai întâi, omul trebuie să scape de sărăcie. O, Gogule, bași tăbura. Da. Numai... Asta e școala mea. Da. În lume nu sunt decât bogați și săraci. Alte clase sociale nu există. O să fii deștept, harnic, cinstit, trântorii te mănâncă. Astăzi cu bani poți să cumperi orice. Ia și lasă, cinste, lasă, și orice. Nu e tot așa, Nea Gogule, nu e tot. Cum nu e tot? Bă, tu nu m-ai învățat pe mine. Nu m-ai învățat tu pe mine. Cine zice că e fericit, că l-a făcut maică-sa deștept și harnic și mănâncă la 3 zile odată, ăla nu știe ce vorbește. Ei, măi, eu n-am citit cărți ca dumneata, dar m-am uitat la viață. M-am uitat la viața celorlalți, a mea și a altora ca mine, că toate seamănă între ele. De unde venim, nimeni nu știe să spui. Că venim pe lume mulți și când începem să vorbim, nu mai ne aducem aminte. Unde ne ducem, iar nu știm, pentru că nu s-a întors nimeni să ne spui. Știm că începem într-o zi și sfârșim într-alta.
Și între astea două mai este o leacă de timp. Ca aia de la circ, care umblă pe sârmă între doi stâlpi. Așa umblăm și noi pe sârmă. Între două neștiuturi, între două necazuri. Totul e să-ți ții echilibru. Că bogatul are bani să-și cumpere de toate. Și umbrelă, și papuci, și praf de cretă să dea pe ei să n-alunece, și muzică să-i cânte, și plasă să-l prinde dacă o cădea, și se plimbă pe sârmă ca pe bulevard, fără risc. Dar săracul, care n-are de niciunule, bălăbăne din mâini încoace și încolo, până își pierde echilibru și cad. Că n-are lasă, cine să-l prindă. Lasă-ne, Gogule, că asta e concepția materialistă despre lume. A, tu poți să-i spui cum ai vrea. Mai e și sufletul, Neagogule. Sufletul... Vai de sufletul lui. Oricum, o ființă cred că poate să-și găsească fericirea și în altceva, nu numai în bogăție. Nu-i vorba de bogăție, e vorba de viață omenească. Păi cum să fie fericit într-o odaie cu chirie? Cu un singur fel de mâncare la masă? Cu copilul care plânge bolnav în copaie? Cu proprietarul la ușe? Cu fiscul la geam, cu UCB-ul pe sală, cu percepția pe acoperiș. Asta e drăguță, ce să mai vorbim? Nu e asta problema. Lasă-l, Milica, lasă-l, cu el n-ajungi la niciun rezultat. Ia mai bine o cafeluță. Să rămână. Ia și. Să rămână. Și eu zic să mai încerci, Milica, să mai întrebi încoace și încolo. Să te mai duci, să vezi, trebuie să o găsim. Da. Am să mă duc să-i dau un telefon acasă lui Cnape. Dă-i, dă-i. Mă duc și pe la colegele ei. Da, da. Bine, eu vă las. Mă duc. Du-te, Milica. Mă duc și mă torn mai bine. Te așteptăm, Milica. Auzi, tanti Natalițo. Ce, Milica, mă? N-ai dumneata să-mi dai un pol? Că am plecat de acasă în grabă și am uitat să-mi iau portofelul. Îmi trebuie pentru telefon. Da, sigur că da. Auzi, Milica? Hai. Bagă sufletul în aparat și vorbește. Să vezi tu că nici cât o fișă de telefon nu face. Mulțumesc. Bine, bine, salut, Neagogule. Dar tu nu înțelegi că e vorba de o fată, Elvira? O fată! E inadmisibil să ucizi într-un om tot ce e mai frumos, mai sfânt, mai curat, mai pur. Copilăria. E același lucru cum ai strivi un fluture cu un bolovan. Ticălosul. Păi și acum îl cauți pe Cristian? Pentru ce? Da, într-adevăr. Pentru ce? El n-are nicio răspundere. Tu scrii sau vorbești acum? Îți explic. Și mi explic și mie în același timp. Acum când știu tot, când știu monstruozitatea care s-a petrecut azi noapte în casa mea. Nu, fata asta nu poate să rămână așa. Acum când înțeleg, când pricep, când judec... Pomenești că vrei să o iei de nevastă? Vreau să-i redau încrederea în viață. Să-i readuc în ochi lumina cu care să vadă oamenii mai buni și viața mai fericită. Bine, dar tu nu poți înțelege așa ceva. Tocmai de asta, cred că e mai bine să lichidăm definitiv. Ce? Legătura noastră. Să ne despărțim. Cum... Așa, fără niciun scandal? Da. Așa cum se despart doi oameni care nu mai au să spună de astăzi absolut nimic. Și tu îți închipui că poți să scapi de mine așa? Ca la teatru, când începe scena cealaltă, nu? Mă pisez două ceasuri cu teorii și pe urmă, gata, s-a terminat, nu? Nu. N-am terminat. S-a sfârșit, pur și simplu. Ia lasă-mă, domnule, cu nuanțele când mă cert. Foarte bine, s-a terminat, am înțeles, ne despărțim. N-am să-ți fac niciun reproș. Sunt prea mândră pentru asta. Absolut niciun reproș. M-ai umilit. Mi-am pierdut alături de tine 3 ani din viață. Anii cei mai frumoși. De când te cunosc, n-ai împlinit niciunul. M-ai compromis pentru că a crezut lumea că sunt amorezată de tine. Ai îndepărtat cu gelozia ta toate celelalte posibilități. M-ai făcut ondulație permanentă, m-ai chinuit, m-ai obligat să-ți citesc toate romanele. Îți dai seama ce înseamnă pentru o femeie să citească 32 de volume numai în 3 ani? Întoarce-te la sărăntocii tăi. Sunt umilită, discreditată.
Mâine tot București o să afle. Te asigur că București nu va afla nimic dacă n-ai să ai grijă tu să-l înștiințezi. De ce sunt eu telefon? Tocmai de aceea. Cred că e mai bine să punem punct. Ce curios. N-aș fi crezut niciodată că n-am să fiu deloc emoționată în clipa în care o să ne despărțim. Nici n-ai avea de ce. Oamenii de afaceri nu se emoționează când se despart. Și legătura noastră n-a fost decât o afacere mondenă. Să știi că dacă n-ai fi fost un mare scriitor, nu m-aș fi încurcat niciodată cu unul de condiția ta. La revedere, Elvira. Adio. Să-ți spun drept? Te rog să nu te deranjezi. Să nu mă conduci. Nu te conduc. Te concediez, ca să știi. Alo, Cristian? Bonjour. A plecat tocmai acum. A, nu, nici prin gând nu i-a trecut că ți-am telefonat să nu vii. De ce crezi tu că a vrut să te întâlnească? Ghici. Ei, legătură cu povestea aia care s-a întâmplat la el aseară, știi, cu ființa aia pe care ai întâlnit-o. El a aflat că... Cum? Nu, asta e culmea. Cum tu nici măcar n-ai văzut-o? Cum să nu râd, dragă, extraordinar, dacă ai știut ce scenă mi-a făcut aici. Vorbea ceva de, nu știu, de fată, de crimă, de bolovan în cap. Da, vrea să o ia de nevastă. Cum să ne despărțim? L-am dat afară pe ușă pur și simplu. Dragă, și așa mă cam săturasem. 3 ani. Nici un trenchcoat nu se poartă atâta vreme. Cristian, dacă ai ști ce scenă penibilă mi-a făcut. Da. S-a rugat de mine ca să-l iert, a plâns, a căzut în genunchi. Până la urmă a vrut să-și omoare, știi? A scos revolverul, însă eu l-am convins că nu poate să facă așa ceva. Cum o să mai scoată capul în lume, o să fie rușine. Cristian... Dacă știi ce bine să te simți liberă, liberă, liberă. Tu ce faci astăzi? Ești liber și tu? Bine. Atunci te aștept să vii la mine, da? Orboar. Pa. Te aștept. Ana! Ana! Te rog să faci pui cu ciuperci astăzi la dejun, pentru că vine domnul Cristian și e mâncarea lui favorită. Înțeles, am nicio grijă. Minți, minți, domnișoară, minți! Aseară ai plecat singură de la prăvălie. I-a spus paznicul Milica. Paznicul? Da, i-ai dat și 20 de lei când ai plecat de anul nou. Fata mea, faci ce vrei cu... Faci cu viața ta ce vrei, e viața ta, faci ce vrei cu ea. Tată, nu e adevărat ce crezi. Cum îți așterni, așa e să dormi. Cum îți așterni, așa e să dormi. Ce să spună? Spune. Unde ai fost? Am fost la Angela. La cine? Am fost la Angela și am dormit acolo. Minți. Minți. Minte, neagogule. Am vorbit adina cu fratesul cu băcanul la telefon. Angela a fost azi noapte la ei. Au făcut reveionul cu toții. Acolo. Angela este și acum acolo, dacă vrei să știi. Am vorbit și cu ea. Ai plecat aseară înaintea tuturor. Mi-a spus Angela
Ea mi-a spus cu gura ei. E adevărat, maică, ce spune Milica? M-ai mințit? Da. Ai mințit? Da. Unde ai fost, domnișoară? Unde ai fost, mamă? Unde ai fost, Meri? Domnule, dumneata, mai du-te pe acasă. Auzi, rude, rude, nu faci parte din familie. Gata! Foarte bine, foarte bine, Nea Gogule. De altfel, nici nu mai am ce căuta într-o asemenea familie. Gogule, da. Unde sunt chibriturile? Ce să faci cu ele, mamă? Să fac focul la bucătărie. Mamă! Mai bine nu ți-aș mai fi fost, mamă. Las că ți le aduc eu. Ți le aduc eu, Natalie. Eu nu mai am să spun decât două cuvinte. Da. Poftim. De ce e băut, Milica? De ce e băut, Milica? Pentru că știu. Ce știi? Tot. Știu unde ai fost azi noapte. Ai fost la Alexandru Mare. De unde știi? Mi-a spus Angela la telefon, n-am vrut să te dau de gol față de Nea Gogo. Ai vrut tu să-i duci un colier. Ai ținut tu să-i duci. Te-ai certat și cu Cnape. Dar ce? Ce să fac? De ce să fac? De ce? Acum înțeleg eu de ce îi cereai întotdeauna cărțile când apăreau la librărie. Acum înțeleg eu de ce îi tăiai toate pozele din reviste. Acum înțeleg eu de ce te-ai zbătut atât pentru autograful de la ziua cărții. Vă cunoșteați de mult. Vă întâlneați. Vă băteți joc de mine în contumacie. Lasă chirmanea. Mai dăm noi ochii. Bine, 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 bine. Și eu care l-am lansat. Da, da, l-am lansat pentru că îi puneam cărțile în față. Poftiți, poftiți, că altfel nu se vindeau deloc, că n-are talent. Lasă că mai dăm noi ochii odată, față în față. Ne mai vedem noi, știi ce-i fac? Două palme, jap, jap, și-am terminat cu ea. Da, lume nouă. Toate zvechi și nouă toate. Mm-hmm. Ia fă-te în coasă, șefule. Lasă-l. Aia, mai aproape, mai aproape. E, 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 suflă în coa. Degeaba sufli înăuntru, pentru că te-am dovedit. Miroșea țuic. Sunt amărâne, Gogule. Aoleu, dar ce ți s-a întâmplat? S-a necat corăbile cu marfă. A fost lovit în suflet, Negogule. A fost lovit în suflet. Lasă, nu, nu fi necăjit. Te duci acasă și te pansezi. Să nu te obrintești. Da, cred că are dreptate. De altfel nu mai am ce căuta aici. Tata! Să piei din ochii mei! Tata! Vreau să te Milica. Da. Tu ești singurul meu prieten. Numai cu tine puteam vorbi, numai tu m-ai fi înțeles. Să te înțeleg? Ce să înțeleg, Mary? Că am crezut în tine ca un bou. Că ești și tu la fel ca și toate celelalte. Ha? Asta să înțeleg. Mulțumesc, m-am lămurit, mi-ajunge. Milica. Tot în mine-s cu săracul, avea dreptate. Am știut că e tot aceea, de te reazem de umbră, sau te crezi ce a zis femeia? Aceste volume se vor îngropa odată cu mine.
scumpilor mei părinți ca să plătească restanța la fisc. Fata spălătoreze din colțul străzii. Vrei să fii soția mea? Da. Înțeleg. Ți-e milă de mine. Nu, domnule Mane. Nu vreau să fiu soția dumitale. Nu vreau să mă mărit din filantropie. Bine, dar după ce s-a petrecut între noi noaptea trecută? Dacă e trecută, ce să mai vorbim de ea? Visul unei nopți de iarnă. Acum e ziua. Acum s-a isprăvit. Bine, dar cred că și eu am un cuvânt de spus în toată chestiunea asta, nu? Dumneata mi-ai spus ce aveai de spus. Am găsit în geantă. Dar gestul cu banii a fost o neînțelegere pe care n-am reușit să-ți o explic la timp. Banii aceia îi pusesem în geantă când ai venit, înainte de a te cunoaște, când nu știam despre dumneata decât că ești o fată străină, o vânzătoare de magazin, care îmi făcea un serviciu și pe care nu știam cum să-l răsplătesc. Între noi însă s-au petrecut lucruri atât de frumoase, de neașteptate. Dar ce s-a petrecut între noi? Cum, ai uitat? Nu. Doar nu mi-aduc aminte. Cum, așa de repede uiți? Așa uităm noi, femeile. Și ce spunem și ce facem. Ăsta e hazul nostru. Bine, da. E posibil să uiți un lucru atât de important ca cel care s-a petrecut între noi? Important? Pentru dumneata? De ce? Pentru dumneata a fost un lucru obișnuit. A fost ca în romane. Șampanie, conversație și 2000 de lei în geantă ca să-mi cumpăr mâine ceva. Bine, dar la vârsta mea sunt lucruri care nu pot să le uit. Sunt lucruri care nu pot să le iau în glumă. Fiindcă nu ești serios. Adevărat. Ar fi trebuit să-ți vorbesc serios azi dimineață, înainte de a te lăsa să pleci. Și de ce n-ai făcut-o? Pentru că nu eram în stare să-ți vorbesc deschis. Pentru că nu eram un om liber. Înțeleg. Azi dimineață când ai plecat, eu am fost la Elvira. Elvira? Da. Cunoștința mea, prietena mea care i-ai făcut cioc și mustăți pe fotografie. Se poate, dar nu mi-aduc aminte. Și în orice casă nu crezi că aveam ceva cu ea. I-aș fi scos și ochii, de exemplu.
dar n-am avut ac. Cred că ai înțeles ce însemna Elvira în viața mea. Ea era vitrina, balul, jazzul, partida de bridge. Într-un cuvânt, ea era viața pe care o trăiam. A mea, fără să-mi aparțină. Era viața pe care o trăiam din obicei, din plictiseală. Alături de ea, alături de ceilalți și mai ales fără mine. Vă zic că ai venit la mine să vorbești de ea? Nu. Am venit pentru că sunt un om liber. Azi noapte, în mintea mea, în sufletul meu, s-a produs o revelație. O ce? Vezi tu, Doruleț, nu știu de ce, azi noapte mi-am dat seama cât poate să doară lipsa unui cămin. Ce înseamnă prezența unei tovarășe de viață. Mi-am dat seama cât de zadarnic am trăit. Și mai ales mi-am dat seama că, în fond, n-am fost fericit niciodată. Pentru că n-am iubit niciodată. Dumneata, n-ai iubit niciodată? Nu. Așa cum înțeleg iubirea acum, nu. Odată cu tine, azi noapte, a intrat în casa mea iubirea. Cu șojonii în picioare? O așteptam. Te așteptam. Dincolo de vorbe, dincolo de fapte, dincolo de voință, peste logică și peste oameni, te presimțeam. Bănuiam că într-o zi ai să vii. Și te așteptam, fără să știu că te aștept. Și eu care credeam că am să-ți fac o surpriză. Să-ți spun drept, dacă știam că mă aștept, aș fi venit mai demult. Să-ți spun drept? Ai venit la timp. Vreau să fii soția mea. Maestre! Serios, ai spus da? Să spun drept? Și eu sunt fericită. Dar nu pot să fiu serioasă. Mama! Mama! Tată! Mama! Veniți! Mama! Mama! Dumnealui e soțul și bărbatul meu, tata, mama. Sărmâinile. Bună ziua! Bună ziua. Vă rog să mă iertați. Desigur, sunteți foarte mirați că mă găsiți în casa dumneavoastră într-o calitate pe care Doruleț v-a adus-o atât de spontan la cunoștință. Într-adevăr, dorința mea este să fiu, și cu asentimentul dumneavoastră, soțul și bărbatul ei. Domnule dragă, întâi și întâi, eu nu mă mir de nimic. În al doilea rând, dacă Maria te vrea, da, voie de la noi ca de la Banachica. Vă mulțumesc. Da. Luați loc, vă rog. Vă mulțumesc. Cu o condiție. Numai să fie bine. Fata nu e grozavă. Ba, e foarte bună, Gogule. Da, e o fată bună. Nu vorbi cu păcat. E un înger. Că bine zici că toată ziua umblă cu capul în nori. Ori scrie poezii, ori citește terfeloagele alea de cărți. Romanele mele. Dumneata i-l-ai dat? Nu. Eu le-am scris. Zic că dumneata... Da. Vă rog să mă iertați. Nu m-am prezentat. Alexandru Manea.
Domnule Manea, te gândi bine la ce vrei să faci? M-am gândit foarte bine. Atunci, să fie într-un ceas bun. Bună ziua! Alex, am să-ți vorbesc ceva foarte urgent. Vreau să-ți vorbesc imediat. Da, Natalia... Da, se... Vă rugăm să ne scuzați. Ce cauți aici? Dragul meu, am venit să te salvez înainte de a te angaja într-o prostie. Ești victima unei mistificații, unui șantaj ordinar. Nu înțeleg. Mi-ai spus că trebuie să ne despărțim pentru ca să poți fi un om liber și să oferi domnișoarei care a fost azi noapte la tine. E bine? E bine, azi noapte nu s-a petrecut nicio crimă în casa ta. Cum? Da, a fost Cristian la mine, am spus totul și a început să-l dă în hocote. Dragul meu, tu știi ce s-a întâmplat azi noapte la tine? S-a trezit peste vreo oră cu capul amețit, a plecat imediat, nici măcar nu și-a mai adus aminte de ce a venit. Nici măcar n-a văzut-o pe mica victimă. Elvira, e adevărat? Pe onoarea mea. Adevărat? Să știi că acum mă îmbăt și eu. Praf mă fac. De ce? De fericire, Elvira. Cred și eu. Numai mie trebuie să mulțumești pentru asta. Da, că m-ai scăpat de un coșmar. Mm-hmm. Îți mulțumesc, Elvira. Sper că nu mai ai niciun motiv serios ca să ne despărțim. Ba da. Am un motiv foarte serios. Cel mai serios din lume. Mă însor. Tu? Cu cine? Cu victima. Nu înțeleg. Bine, dar e așa de clar. Dacă eu am vrut să mă însor cu ea așa, cum aș putea să nu mă însor cu ea altminteri? Nu trebuie să regret. Cristian e un băiat drăguț. Nu e nevoie să mă consolezi. Îmi pare rău că te-am deranjat în familie. Probabil logotnica dumitale. În persoană. Felicitările mele, domnișoară. Mulțumesc asemenea. Alexandru Manea, familist? Nu, greșit. Alexandru Manea, fericit. Bună ziua. Bună ziua. Știi că nu era așa frumoasă ca în fotografie? Nu mă mai ține de mână, că eu am treabă acum.